Au început lucrările de reconstrucție a pieței mari din municipiul Călăraș. Săptămâna trecută a fost trasat planul de săpătură, stabilindu-se cota zero a investiției, iar acum se lucrează la săpătura fundației. Viitoarea clădire a pieței mari va avea o deschidere generoasă către centrul pietonal, care va fi modernizat cu ajutorul fondurilor europene. De asemenea, în această perioadă se lucrează și la piața Orizont. Primarul municipiului Călăraș, Daniel Ștefan Drăgulin, ne dă mai multe amănunte. În momentul de față sunt în derulare lucrări la cele două piețe, piața Orizont și piața Mare. Da. Spuneți-ne câteva cuvinte. Mi-aduc aminte că se plimbă un mare politician PSD prin piața Mare și tot spuneau cetățenilor, bă, nu o să vă, asta-s minciună, o să dea nu știu cui piața, că face, că drege, că nu o să se realizeze. Dragi călărășeni, am început piața când am avut toată documentația pusă la punct, din punct de vedere legal. După ce am avut toată documentația pusă la punct, am început să ne organizăm. Iată că la ora actuală au început săpăturile pentru piața Mare. Păi nu mă interesează că să termină mandatul în septembrie. Păi mă interesează că această piață să fie redată cetățenilor, dar cu subiect și predicat. Asta înseamnă lege și lucrări de calitate cu respectarea proiectului, nimic altceva. Mai departe, la piața Orizont. Am uitat să spun, la piața Mare, piața centrală, valoarea lucrărilor se ridică la aproximativ 5 milioane de lei. La Orizont avem modernizarea pieței, care înseamnă crearea unui confort atât pe timp de vară, cât și pe timp de iarnă. Acest proiect îl realizăm în acest moment pentru că e vară și societățile comerciale și persoanele fizice care vin cu produse agroalimentare se poate și să desfășoare activitatea în acel cort. Sperăm ca la sfârșitul lunii septembrie, eu aș vrea până o data de 15, așa și-a luat angajamentul constructorului, să fie terminată această piață. Și veți vedea că din vara viitoare cei care au tarabe în interior vor rămâne acolo, nu mai vor ieși afară. Ce va vara lucrurile de la piață? Aproximativ 1 milion de lei. Aș vrea să spun cărărășenilor care stau în zona respectivă și nu numai, care vin și cumpără de la piața Orizont, că acest cort este o construcție provizorie până la terminarea lucrărilor de modernizare a halei. Trebuie să înțeleagă că numai împreună, cu înțelegere, vom putea să modernizăm orașul și implicit piața Orizont, cât și piața centrală.